Începând de astăzi cetățenii din municipiul Drobeta-Turnu Severin pot achita taxa de utilizare a serviciului de salubrizare la puncte speciale de încasare puse la dispoziție de către primăria Drobeta-Turnu Severin. Aceștia vor plăti 12 lei de persoană în funcție de numărul de locatari din imobilul respectiv. Depunerea declarațiilor de impunere pentru plata taxei de salubrizare a luat sfârșit. De astăzi, în 1 iulie, cetățenii din municipiul Robeta turnu Severin pot achita sumele datorate anticipat pe o perioadă de mai multe luni sau pentru întregul an. De asta se pot plăti acele taxe pentru salubrizare pe luna curentă, dar se poate plăti chiar și până la sfârșitul anului cei care doresc acest lucru. De plăti se poate plăti la punctele unde au fost și până acum de la impozite și taxe, și suplimentar la casierile care se deschid la teatru, târgu veteran și piața sărbilor. Deci există o acoperire destul de bună din acest punct de vedere. Cei care nu au depus declarațiile de impunere până la data limită pot depune în continuare, însă în prima lună vor suporta costuri suplimentare. Această taxă, în urma procesărilor care se efectuează de către Direcția de Impozite și Taxe, e vorba de aproximativ 38.000 de dispoziții care au fost care au fost depuse și sunt în lucru. Poate nu chiar în primele zile vor fi și disponibile sumele, dar probabil peste vreo săptămână se pot, se pot încasa corect. Cei care nu au depus până ieri, când a fost termenul limită, 30 iunie, pot depune în continuare, dar pe prima lună, în mod normal, vor avea acele uh, sume care nu au fost declarate, adică șapte persoane pentru persoanele fizice și persoanele juridice la cotele maxime acceptate de regulament. În municipiul Drobeta Turnu Severin au fost puse la dispoziția cetățenilor de către primărie mai multe puncte speciale de încasare.